Puntele is... -le experții se concentrează pe finanțarea activităților teroriste a Daesh prin traficarea obiectelor culturale și de patrimoniu. Puțin însă vorbesc despre estul Ucrainei și despre finanțarea activității separatiștilor de acolo. Dumneavoastră sunteți unul dintre cei care atrag atenția asupra acestui aspect însă. Polonia este o țară tipică de tranzit, ceea ce înseamnă că noi experimentăm în fiecare zi o problemă serioasă și anume tranzitul ilegal de artefacte din estul Europei, Rusia și Ucraina către vestul Europei. Avem dovezi că separatiștii din estul Ucrainei sunt finanțați și din excavările ilegale, așa numiți arheologi negri toate aceste artefacte sunt traficate către Europa via Polonia. Am obținut câteva obiecte care vin din Asia Centrală, Georgia, ceea ce înseamnă că suntem ca un fel de sandwich. Zona post-conflict din Ucraina este încă un loc de traficare a obiectelor de artă și patrimoniu extrase din celelalte foste republici sovietice. Și excavările about... despre care vorbiți sunt în Ucraina sau în alte părți ale Europei? în estul Ucrainei, Luhansk și Donetsk. Altfel spus, separatiștii dispun de experți, de arheologi care conduc aceste excavări în situri arheologice. I mean, always, objects, we, with... Întotdeauna, în astfel de cazuri, distingem câteva etape diferite ale traficului ilegal. Într-o primă etapă sunt activați Hoții, cei care sapă și fură obiectele pe care le găsesc. Aceștia sunt recrutați din comunitățile locale. Apoi intră în scenă intermediarii. Aceștia sunt de regulă apropiați și în legătură cu grupurile teroriste. Mecanismul din Estul Europei este exact la fel ca în Orientul Mijlociu. O coincidență? Nu deloc. E vorba de aceleași reguli. Dacă acești oameni ar avea locuri de muncă, nu s-ar mai aventura să accepte astfel de joburi ilegale și riscante. Cred că ar trebui să ne focusăm pe prevenirea traficului ilegal de bunuri culturale, ca parte a construirii și stabilizării situației în zonele post-conflict. Aceste excavări au loc în afara Uniunii Europene. De ce este totuși Uniunea Europeană interesată să elimine această practică ilegală, deși, nu are loc pe teritoriul statelor membre. Pentru că bunurile care fac obiectul acestui trafic ilegal sunt cumpărate la negru de cetățeni europeni în Uniunea Europeană. Pentru că astfel se spală bani. Comercianții și colecționarii particulare a acestor bunuri furate se află pe teritoriul Uniunii Europene. Dar noi credem că acest lanț trebuie tăiat din rădăcină. Cei care fură artefactele și cei care le intermediază. Sumele despre care vorbim sunt incredibil de mari în primul an de desfășurare a unor astfel de activități de către regimul taliban din Afganistan, UNESCO a estimat că valoarea bunurilor traficate pe piața neagră, și mă refer doar la obiectele de patrimoniu istoric, a fost în jur de 60 de miliarde de euro pe an, la fel în Irak. În 2003, imediat după căderea regimului Saddam, s-au furat obiecte de artă și patrimoniu de pe aproape 150 de situri arheologice, aproape 600 de mii de artefacte. Are Polonia, are Uniunea Europeană instrumentele necesare să lupte cu o astfel de problemă? Există cadrul legislativ, atât Polonia, cât și Uniunea Europeană au. Din 2003 am încăpătat grație unor misiuni în Orientul Mijlociu, o valoroasă experiență în protejarea siturilor arheologice. În echipe mixte de experți civili și militari, desfășurăm o activitate de protejare a patrimoniului cultural de la începutul acestui lanț de traficare, pe care l-am descris mai sus, până la ultima etapă, vânzarea obiectelor de patrimoniu. Am instalat garduri, am sprijinit poliția, am inventariat obiectele de patrimoniu, analizăm și evaluăm siturile arheologice, identificăm surse de pericol și risc. Am putea aștepta noi conflicte în Europa sau Orientul Mijlociu. Vom repeta aceeași situație mereu și mereu. Fiecare conflict înseamnă distrugere și o nouă sursă de venit pentru traficanți. Trebuie să limităm această activitate în Europa și să identificăm și pedepsim pe hoți, dar și pe cei care profită și cumpără aceste obiecte traficate. I mean, the, 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 the looters to cut them off uh, historical heritage. Mr. Lamisht, thank you so much for this interview. Thank you very much.